mă bucur că suntem la Milano și găsesc aici un producător de tradiție, 28 de ani deja de activitate, aproape de orașul meu natal, Târgu Mureș, sunteți lângă Sighișoara și aveți un brand deja foarte iubit. În România, Rustic Boutique, sunteți la a doua generație, nu? Da, într-adevăr, suntem într-a doua generație. Deci, tatăl meu a început în 94 și deja eu am preluat și... Merge la un alt nivel. Exact, exact. Da? Aveți două game, ceea ce mi s-a părut foarte interesant, adică stoc, foarte mult stoc, dar și personalizare. Adică cine lucrează cu designer de interior poate să vină la dumneavoastră și să aibă parte de aceste piese personalizate, corect? Da, așa este. Deci noi avem produse în jur de 600 de modele pe care clientul poate să o comande în 80 de culori și produse de asta standard avem în stoc permanent și avem un termen de livrare foarte scurt, de la o săptămână până la 30 de zile maximum. Avem produse care sunt atipice, care sunt produse pe comandă sau lucrăm și cu foarte mulți designeri după proiectul lor. Ceea ce mi se pare extraordinar este că ați tehnologizat fabrica și reușiți să inovați la partea de finisaje. Adică am văzut aici finisaje din lemn care arată extraordinar, lemn de brad, da, care da. Sunt foarte rezistente. Da, așa este. Deci avem foarte multe culori, deci avem multe produse, elemente vopsite și avem și produse care sunt periat, sunt pe culoarea lemnului. Deci culoarea lemnului pe care aplicăm niște finisaje care sunt rezistente și pe apă. Și... Da, și la apă, deci practic se pretează și pentru băi. Și, practic, ceea ce produceți dumneavoastră se adresează celor care iubesc lemnul, corect? Exact, așa este. Nu doar că e vorba de un stil rustic, că nu e doar un stil rustic, este și un stil cumva ușor către clasic, dar... Mi-a plăcut foarte mult că ați venit și cu o gamă mai contemporană. Aici piesa asta de la baie se vede. Chiar v-ați dus pe zona de riflaje. Riflaje, exact, nu? Exact. Dar mi-a plăcut că sunt orizontale. Da. Da, deci gama asta este din colecția noastră din 2024. Deci frontul corpului este din lemn masiv. Da, se simte foarte frumos. Da, și corpul este din MDF. Da, și l-ați tăiat frumos, adică se vede că deja lucrați cu designer și vă diversificați gama. Încercăm să satisfacem nevoile clienților. Da, și în România, într-adevăr, sunt foarte mulți oameni care iubesc lemnul, inclusiv tinerii, nu? Da, așa pentru este. Că dă o căldură aparte. Exact. Clienții vor lemn, asta am simțit și de asta am făcut o gamă care este din combinația MDF și lemn masiv, care nu este o gamă așa de scump ca un produs integral din lemn. Da, mie mi s-a părut foarte interesant și faptul că, să mergem aici la bar, aveți o grămadă de produse, de piese care se potrivesc excelent celor care au restaurante, baruri și pensiuni. Da, așa este. De exemplu, avem foarte multe produse din gama asta de baruri. Deci avem la 1,20, 1,60, 2,40 sau 3 diferite metri. Diferite lungimi, da? Dimensiuni. Diferite lungimi, diferite dimensiuni. Și dacă, de exemplu, clientul vrea să personalizeze, că, deci cum, are aici, nu? Cum este aici, deci se poate personaliza după nevoile lui.
vă găsesc oamenii? Ce interesați? O să găsesc pe site-ul rusticboutique.ro și în cazul în care sau prin e-mail, prin telefon, deci... Și cine vrea personalizare cu ajutorul designerilor, nu vă scrie despre proiect. Da, și avem o reprezentanță și în București, prin Târgu Mureș și în Cluj. Deci în cazul în care clientul vrea să vadă monstrele de culoare, vrea să vadă cum arată câteva produse expuse, vrea să vadă calitatea produselor, că este un lucru foarte important, că noi producem produse de calitate, atunci are posibilitate de a vedea produsele și de a atinge ca să... Da, să simtă lemnul, să simtă fibra, nu? Așa este. Eu vă felicit și abia aștept să facem un proiect împreună. Mulțumesc frumos!